Bună dimineața încă o dată. Prin dispoziția domnului primar numărul 665 din 22 martie 2024 a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința ordinară a lunii martie. La ședința de astăzi sunt prezenți 22 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție, absentând motivat domnul consilier local Marius Suditu. Înainte de a da cuvântul doamnei președinte, vă rog să votați procesul verbal al ședinței anterioare. Vă rog să votați. Procesul verbal al ședinței anterioare a fost aprobat în unanimitate. Vă mulțumesc, doamna președinte, aveți cuvântul. Bună dimineața, dragi colegi. Vă supun la vot ordinea. Președinte, înainte de a trece la votarea ordinii de zi, în calitate de inițiator, vreau să vă anunț că retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre 93, aflat la poziția 23 din ordinea de zi. Vă mulțumesc. Mulțumim, a fost consemnat. Vă supun la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi cu proiectul de hotărâre de la poziția 23, proiect de hotărâre numărul 93 din 21-3-2024, retras. Vă rog să votați. Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 64 din 28-2-2024 privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor bunuri, mijloace fixe, proprietate privată a municipiului Buzău. Vă rog să inițiați vot. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 65 din 1-3-2024 privind actualizarea valorii redevenței pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, înregistrat la numărul 17.652 din 6-2-2023. Vă rog să votați. Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 66 din 4-3-2024 privind aprobarea prelungirii dării în folosință gratuită a Academiei de Studii Economice din București asupra unor spații pentru învățământ în imobilul proprietate publică a municipiului situat în municipiul Buzău, strada Academiei numărul 1. Vă rog să inițiați vot. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 67 din 4-3-2024 pentru modificarea numărul 4 a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău, numărul 34 din 25-2-2021, privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul ADI Buzău-Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților, precum și de contarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului SC Transbuz SA. Dacă sunt discuții, vă rog să inițiați vot. Proiectul de hotărâre a trecut cu 21 de voturi pentru și o abținere. Proiect de hotărâre numărul 68 din 6-3-2024 privind aprobarea modificării prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă practicate de RAM Termoverde SRL pe raza municipiului Buzău. Vă rog. Bună ziua, având în vedere că este și domnul director aici, aș vrea să ne explice care este motivul pentru care se modifică în perspectiva în care se măresc prețurile la gigacalorie. Într-adevăr, prețul rămâne același la factură, dar aș vrea să știu motivul pentru că nu există
în mod real, din punctul meu de vedere, niciun motiv pentru care ar trebui să mărească prețul gigacalorii, având în vedere că prețurile la gaz au scăzut, la energia electrică la fel. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să existe niciun motiv pentru această mărire, pentru că această mărire este suportată din bugetul local prin subvențiile pe care le acordăm Ramtenul Verde. Și aș vrea să mai menționez că această subvenție este de aproximativ 10 milioane de lei, sau cel puțin această subvenție a fost în 2023 de aproximativ 10 milioane de lei. Da, domnule director, aveți cuvântul. Avizul ANRE din 17-11-2023 a prevăzut două planuri tarifare pentru populație, unul până la 31 martie 2024 și altul după 31 martie 2024. Motivul pentru care au fost două tarife pentru populație a fost o reglementare legală referitoare la o anumită cotă de gaze pe care RomGaz o acorda operatorilor. La data de 31 martie această facilitate dispare și conform avizului trebuie să modificăm prețul. Avizul ANRE a făcut parte și din vechea hotărâre, să știți. Okay, dar ANRE este doar o reglementare sau un acord al celor de la ANRE la propunerea dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați venit cu aceste propuneri de modificări. Nu. Ba. Avizul ANRE nu este Nu propun dânsii prețurile pentru că avem prețuri diferite la gigacalorie. Ei avizează prețurile. Exact, nu mai cer dumneavoastră. Da, normal. Deci poate ai mai spuneți o dată întrebarea. Deci ANRE avizează. Este organism de reglementare. Reglementare și avizează favorabil sau nefavorabil la propunerea dumneavoastră. Proceduri, și la propunerea dumneavoastră prețurile de față. Deci nu vin dânsii și vă propun prețurile, ci dumneavoastră faceți o cerere în care propuneți niște prețuri la gigacalorie și vă dau un aviz favorabil sau nefavorabil. Noi nu facem nicio cerere. Noi facem o calculație pe baza unei proceduri avizate de către ANRE. Da? În baza acelor proceduri se introduc niște prețuri la gazele naturale. Da? Prețurile de calcul, care au fost luate ca și bază de calcul pentru populație, au fost două. Unul până la 31 martie și altul după 31 martie. Asta spune și avizul, asta am făcut și noi. Deci, încă o dată, există o procedură a organismului de reglementare prin care se stabilesc prețurile. Deci noi nu facem niște propuneri de capul nostru, facem niște propuneri pe baza unei proceduri. Păi normal că noi le facem. Păi nu ne-am contrazis deloc. Din punctul meu de vedere nu se justifică această mărire de la gigacalorii, având în vedere că prețul gazului pe piață nu s-a mărit, dar în schimb se justifică și înțeleg ce spuneți dumneavoastră, pentru că în același timp avem și bugetul Ramtenul Verde în care măriți salariile, de fapt, la contractul de mandat cu 22% și la consilier cu 33%. Și probabil că de aici mărirea reală a gigacaloriei. N-are nicio legătură. Vă rog să nu are nicio legătură. Încă o dată. V-aș ruga ca data viitoare, în momentul când o să vin cu următoarele tarife, să citim împreună, dacă doriți, la comisie, când avem și mai mult timp, avizul. Dacă doriți, vă explic exact cum să fac tarifele. Și o să fiți foarte lămuriți și nu o să mai... Ceea ce spuneți acum este o greșeală flagrantă, n-are nicio legătură. Deci, calculația se face pe baza unor date de intrare. Încă o dată, prețul gazelor naturale care a fost luat în calcul până la data de 31 martie a fost cu mult mai mic decât ce este pe piață acum. Pentru că RomGaz a avut niște tarife speciale pentru operatorii de energie. Aceste facilități se termină la data de 31 martie. De aia avizul spune că sunt două tarife. Încă o dată, ca să stabilim, și eu aș vrea să plec de aici, de la masa asta, hotărât că dumneavoastră ați înțeles ce v-am zis. Perfect. Sper să înțeleagă și oamenii că nu se justifică această mărire de gigacalorie. Bine, ok. Asta e tot. Vă mulțumesc. Domnul consilier Cupandru. Există o teorie economică potrivit cărea la calculația costurilor compusă din cheltuieli directe și indirecte, tot timpul, dacă numărul de abonați în cazul de față scade, și împărțind aceeași masă a cheltuielilor fixe, indirecte,
crește cheltuiala pe unitatea de produs. Deci, iată și o explicație, noi am discutat la comisie și ne-a explicat și domnul director economic și domnul director general că numărul de abonați a scăzut de anul trecut față anul acesta față de anul trecut. Așa este, perfect adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar tot direct proporțional crește și subvenția suportată din Consiliul Local odată cu pierderile pe care Ramtul Verde le-a acumulat de an de an. Asta este alt aspect. Nu o să pun. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 16 voturi pentru, 2 abțineri și 4 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 73 din 11.03.2024 privind aprobarea modificării anexei la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău numărul 97 din 31.05.2023 pentru aprobarea solicitării de trecere a unei părți din imobilul 2817 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Buzău. Vă rog să votați. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 75 din 11.03.2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al RAM Termoverde SRL. Vă rog să votați. voturi pentru și 6 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 76 din 12.03.2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății comerciale Urbis Serv SRL Buzău. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 77 din 12.03.2024 privind repartizarea a 2 locuințe pentru tineret construite în regim de închiriere prin Agenția Națională de Locuințe în municipiul Buzău și rămase vacante pe perioada exploatării acestora. Avem buletine de vot. Voturi exprimate 21 pentru și un vot anulat. Vă supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri. Proiect de hotărâre numărul 78 din 12.03.2024 privind un schimb de locuințe pentru tineret construite în regim de închiriere prin Agenția Națională de Locuințe în municipiul Buzău. Avem buletine de vot. Pentru, 2 voturi anulate. Vă supun la vot. Mai spuneți? 20 pentru, 2 anulate. Bun. Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 79 din 14.03.2024 privind modificarea 3 a bugetului municipiului Buzău pe anul 2024. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 16 voturi pentru și 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 81 din 14.03.
2024 privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Buzău pe anul 2023. Da, vă rog, domnule consilier. Domnule primar, aici ar trebui să facem puțină lumină, pentru că, practic, această execuție bugetară știm că este, practic, oglinda bugetului propus în 2023. Iar acum avem ceea ce s-a realizat în 2023 la nivelul veniturilor și cheltuielilor. Și țin să menționez că la nivelul veniturilor la secțiunea de funcționare aveți doar 57% grad de realizare, dar ce este dezastruos, veniturile la secțiunea de dezvoltare aveți doar 28%. Sau 32%. La partea de cheltuieli aveți doar 32% realizat în anul 2023 față de cât v-ați propus. Deci ar trebui să dărâmăm acel mic cu cel mai mare buget, cele mai mari investiții, pentru că de fapt la finalul anului avem realizat doar 32% din ceea ce v-ați propus. Acum aș vrea să știu, domnule primar, ce s-a întâmplat, pentru că sunt foarte mulți bani care nu au venit de la subvenții sau din proiectele europene aveți doar 52% venituri realizate, iar la subvenții aveți doar 7% din ceea ce apare pe această listă. Aș vrea să știu, ați proiectat greșit bugetul sau s-a întâmplat ceva pe parcurs de nu ați mai primit acei bani? O să vă dau un răspuns în scris, pentru că este elaborat ceea ce trebuie să vă răspund. Bineînțeles că au fost tot felul de... În derularea unui proiect sunt multe obstacole. Licitații întârziate, eu știu, lucrări greșite care trebuie refăcute și așa mai departe. Și din această cauză, probabil mai apar și întârzieri, dar banii acolo unde s-a putut, mă refer ce avem pe credite, s-au dus pe alte lucrări. Deci trebuie să îmi dați întrebarea în scris și vă răspund în scris, ca să fie foarte concret. Întrebarea rămâne conform codului administrativ, îmi puteți răspunde în scris, întrebarea rămâne verbal și aștept răspunsul dumneavoastră. În regulă. Este în regulă? Bine. Sănătate. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. ...20 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 83 din 18.03.2024 privind modificarea și completarea anexei 4 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău, numărul 22 din 30 ianuarie 2020, privind aprobarea anexei 1, regulamentul de organizare și funcționare, anexei 2, organigrama, anexei 3, statul de funcții, precum și anexei 4, normele financiare proprii. Menționez, domnule secretar, că la acest proiect de hotărâre nu o să votez. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. 19 voturi pentru și 2 împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 84 din 18.03.2024 pentru aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Buzău pe anul 2024. Vă rog să votați. Vă rog, vreau să fac vă rog, domnule consilier. Vreau să spun că e un plan foarte bun, dar sugerez domnului director de la Poliția Locală să acorde atenție și activității antidrog, anticonsum, pentru că este o plagă socială mare, mai ales la nivelul liceelor, la nivelul societății noastre, și să colaboreze și pe această linie, o poate integra în siguranța cetățeanului, siguranța stradală, da? Protocoale cu... Sau n-am observat, dacă aveți protocoale cu Centrul de Prevenire și Evaluare a Drogurilor din Buzău după Bulevardul 48, e bine ca să acordați prioritate și acestei probleme. Pe lângă siguranța și liniștea cetățeanului, consumul de droguri este o mare plagă pentru, nu numai pentru Buzău, pentru întreaga societate. Adrian Teodorescu, directorul executiv al Poliției Locale Buzău, vă mulțumesc pentru propuneri. Poliția Locală funcționează după o lege, după un regulament cadru. Nu este o activitate specifică aceasta de... Da. Pe această linie, dar într-adevăr conlucrăm și colaborăm la nivel interinstituțional cu Inspectoratul de Poliție Județean Buzău și Inspectoratul de Jandarmi Buzău, precum și celelalte instituții cu rol determinant în această zonă, atât de consum cât și de prevenire.
Mulțumesc pentru răspuns. Vreau să mai discutăm un aspect. De o, aproximativ o lună sau două, direcția pe care o conduceți dumneavoastră a trecut din subordinea directă a primarului în subordinea Consiliului Local, da? Nu a trecut, pentru că această hotărâre de Consiliu Local este suspendată în este momentul suspendată. De da. Da. Considerați... considerați... Știam, domnul. Considerați că ar avea vreun impact dacă, dacă ar rămâne la Consiliu? E o diferență între faptul că este la primar direct și la Consiliu? Are vreun impact asupra actului de conducere al dumneavoastră? Să vă răspund destul de simplu. Primarul este șeful poliției locale, este și angajatorul de drept. Toate aceste hotărâri și-au urmat cursul, iar instanța a decis până în acest moment. În funcție de deciziile care se vor lua în instanță, hotărârile definitive, da, ne vom... Da. Mă rog, nu mai insist că nu vreau că să vă pun în altă situație, că dumneavoastră vă puteți pierde funcția mult mai repede decât cei 189 de agenți personal contractual. Pentru că vreau să vă spun, văd aici la serviciu pază, bunuri și valori, siguranța unități școlare. Văd că sunt implicați 189 de agenți personal contractual. Dumneavoastră știți foarte bine că poliția locală, Buzău, are numărul de polițiști local în sensul legii poliției locale exact cât trebuie, este legal. Această minciună care se aruncă în public, că poliția locală are angajați mai mult decât spune legea, este o mare minciună. Pentru că ceea depășește nu constituie polițist în sensul legii. Spune aici, cum a spus dumneavoastră, sunt agenți personal contractuali. Considerați că dacă acești, asta se urmărește, dacă acești agenți contractuali care au fost terorizați de vreo 7 ani de zile cu lipsa locului de muncă, etc., și cu procese, cu suspendarea organigramei, vor fi înlocuiți de firme de bază private, ar fi mai ușor să îi coordonați și să vă asigurați exercitarea atribuțiilor cu eficiență? Nu e nevoie să răspundeți. Că nu, nu, nu e nevoie. Eu spun că nu. Eu spun că nu. Da? Mulțumesc. De mă simt obligat să vă răspund. Da, pentru că te privește. Oradea mă privește foarte mult. Cu siguranță va mai trece un mandat, cel puțin, și vom avea aceeași situație. Tribunalul Buzău lucrează cu celeritate maximă. Este treaba lor. Vă dau doar un exemplu. M-am întâlnit luni, marți, la ședința de Asociația Municipiilor din România cu primarii de mari orașe din România și vorbeam cu Florin Birta, primarul municipiului Oradea, care are o populație dublă față de Buzăului și are sub 80 de polițiști locali. Și Florin e cum este. Bă, n-am nicio problemă. Dar are bază... Cine îi păzește unitățile școlare? Este treaba școlii. Noi trebuie să dăm bani. Ideea este următoarea. Numai puțin, Tribunalul Muncii. Așa se numește secția de la tribunal care judecă litigiile în muncă. Nu o să accepte niciodată o concediere colectivă. Că asta urmăriți. Să dați afară 180 de oameni. Concedierile colective n-au succes în tribunale muncii. Așa dar că renunțați la ideea. Dar considerați că a fost judecător să fim de 8 ani în proces doar pe suspendare? De 8 ani? Pentru că o țineți așa. Bineînțeles, asta ne o ține la urmă. Și ați băgat și toată, faceți și strategia, mutați răspunderea la Consiliu și o să aveți majoritatea pe timpul și se votează fără nicio problemă, această organigramă și această conducere a poliției locale. Miza asta e, sunt acești agenți personal contractual pe care ați terorizat de 7 ani. Oamenii care nu sunt polițiști locali în sensul de nimic, cum încerca să insist apelați la prefectul care... Domnul consilier, bate scâmpii, mă face și mincinos și nu aveți dreptate. În lege spune foarte clar că polițiștii locali sunt de două feluri, funcționari publici, citiți legea. Domnul secretar, scoate articolul de lege și personal contractual. Citiți legea. O să vă rog să supunem... Ați reclamat împotriva în coșcoteală sub aspectul ăsta. Ați văzut ce a zis DNA-ul. Nu mai îl spuneți pe pistol săracul, că și el e într-o situație trecând... Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Mulțumim mult. Deci, din punctul meu de vedere, nu este niciun avantaj că dăm 189 de polițiști sau personal angajat în cadrul poliției afară și aducem firme.
cheltuielile sunt aceleași. Nu ar trebui să facem lucrul ăsta. Domnul Rușioru, trebuie să respectăm legea. Maxim un polițist local la 1000 de locuitori. Noi conform legii și conform adresei venite de la prefectură, avem voie doar la 129 de polițiști. Fie ei contractual sau funcționari publici. Domnul primar, sunt împărțiți în două. Vorbiți cu prefectul că e la voi la liberal. Ne-a dat hârtie felul ăsta. Este la PSD, la dumneavoastră, nu e la noi la liberal. Că faceți o confuzie. O să vă rog frumos. E la PSD de mult. Lăsați-l în pace. Să-ți facă acolo, da. E foarte rău, v-am luat doar primarii, nu și prefecții, da. Vă rog să, dacă sunt intervenții strict pe proiectul de hotărâre, dacă nu, vă rog frumos, supunem la vot proiectul. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 85 din 18.03.2024 privind completarea Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău. Avem buletine de vot. Doamna președinte, menționez că nu votez la acest proiect, da? Mulțumesc. S-a consemnat.18 voturi pentru, un vot împotrivă, două voturi anulate și un consilier care nu votează. Mulțumim. Vă supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă. Proiect de hotărâre numărul 86 din 19.03.2024 privind completarea articolul 3 și modificarea anexei 2 din hotărârea numărul 323 din 20.12.2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică și privată a Municipiului Buzău către societatea comercială Compania de Apă S.A. Buzău. Menționez că nu votez la acest proiect. S-a consemnat. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 19 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 87 din 19.03.2024 privind actualizarea planului de acțiune pentru energie durabilă și climă al municipiului Buzău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău numărul 220 din 14.11.2016 privind aprobarea planului de acțiune pentru energie durabilă 2015-2020 al municipiului Buzău, cu modificările și completările ulterioare, precum și aprobarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice al municipiului Buzău. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 88 din 20.03.2024 pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de asistență, consultanță și de reprezentare a UAT Municipiul Buzău pentru implementarea programului de dezvoltare zonală, realizarea de investiții specifice îmbunătățirii calității mediului și desfășurării de activități economico-sociale în Municipiul Buzău, județul Buzău, prin efectuarea lucrărilor de curățare, decolmatare și reparații asupra canalului Iazul Morilor, în cooperare cu Comuna Vernești, județul Buzău. Vă supun la vot proiectul. Vă rog, domnule consilier. Și dispoziția mea în legătură cu aceste servicii. Aceste servicii cu case de avocatură, atunci când ai direcție juridică, reprezintă o situație de excepție. Da? Dar la noi, după cum știți, la două ședințe, excepția a devenit regulă. Eu fac apel doar acum la organele statului. E Camera de Conturi. Știu că nu mai e domnul Bădălău, inginer. Acolo nu mai e, dar e cineva la București, la Camera de Conturi, la instituția prefectului, care n-am văzut să atace în instanță o hotărâre a Consiliului Local Buzău fără să fie anumite canale, să verifice tribunalul, secția de contencios administrativ. Da?
este legal ca în mod obișnuit Consiliul Local să aprobe servicii juridice din bugetul local? E o întrebare retorică, nu aștept răspuns de la nimeni. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru și 6 voturi împotriva. Proiect de hotărâre numărul 89 din 23-a 2024, privind aprobarea dezlipirii imobilului teren cu numărul cadastral 60.020, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, parcela 541. Vă rog să votați. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă. Proiect de hotărâre numărul 90 din 23-a 2024, pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul municipiului Buzău pentru anul 2024. Vă rog să votați. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 91 din 23-a 2024, privind luarea de unor decizii legate de adunarea generală ordinară a acționarilor societății comerciale Compania de Apă S.A. Buzău din data de 2-a 4-a 2024, ora 12, și respectiv 3-a 4-a 2024, ora 12. Avem buletine de vot. Menționez că nu votez la acest proiect. Am consemnat. Păi nici cu buletinile de vot. Nu. 18 voturi pentru, un vot împotrivă, 2 voturi anulate și un consilier care nu votează. Vă supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cu 16 voturi pentru, o abținere și 4 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 92 din 23-a 2024, referitor la completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău numărul 65 din 29-a 2-a 2024, privind concesionarea unor bunuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Buzău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 16 voturi pentru, 5 abțineri și un vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 94 din 23-a 3-a 2024, privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie-iunie 2024. Vă rog să votați. ...21 de voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre a trecut. Iar acum, la secțiunea diverse, o să-i dau cuvântul domnului viceprimar. Vreau să vă informez că a fost transmis pe e-mail raportul privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Buzău. Este doar spre informare, dacă aveți plăcerea de a-l lectura în weekend. Vă rog. Despre ce vorbi, domnul consilier? Da, echipa de handbal, cine este responsabil pentru rezultatele slabe din ultima vreme și pentru faptul că nu se califică în nicio cupă europeană, ținând cont că am aprobat un buget foarte mare, adică un buget care este egal cu marile echipe ale Bucureștiului și altelor orașe mai mari. Cine este responsabilul de acest dezastru? Arbitrii. Asta vreau să... Știm. Pot să vă răspund eu? Managerul bun.
Când spuneți, domnul Roșioru, un buget foarte mare, da, este un buget foarte mare, dar depinde cu cine îl comparăm. Este al șaselea sau al șaptelea buget din prima ligă, din prima ligă din România. Practic, cam acolo suntem și noi, dar normal nu bugetul joacă pe teren, joacă echipa. Noi vorbim de banii publici, noi vorbim aici de București, care au echipele... 3 milioane de locuitori și sunt contribuabili. Noi nu putem să ne comparăm nici cu București, nici cu... Nu, ne comparăm cu Bistrița, ne comparăm cu echipe care, hai, vreți să punem număr de locuitori? Da, dar Bistrița nu are bugetul alocat local la fel ca al nostru. Îl are mult mai mare ca al nostru. Și este echipa Consiliului Județean la Bistrița, nu e? Îți bani publici acolo și acolo, dar, na... De un județ, acolo este susținut de un județ, aici este din oraș. Sunt tot bani publici. Păi nu vorbim, noi vorbim că bugetul este mult mai mic la municipiu decât la un județ. Dacă nu știți să faceți diferența, vă explic eu după ședință. După ședință, da, da. Chiar îmi doresc. Ce înseamnă asta? Este... Ce anume? Răspunsul dumneavoastră este indus. E clar, nu? De rezultate... Normal că răspunde echipa de... Deci vă place cum joacă echipa de handbal la ora actuală și de rezultate. Sunteți de acord să mai dăm, să mai suplimentăm, să mai dăm bani. Vreți? Ca orice buzoian... Că aveți de unde să dați dumneavoastră. Sunteți bogați. Da, ce poți păi să nu zic? Putem. Păi luăm, okay. Luăm din taxe și impozite să susținem o echipă care nu aduce rezultat. Și ce ar trebui să facem atunci? Să-i demitem pe cei care s-au ocupat de echipă și cei care asta era de fapt, aici trebuia să ajungem. Nu, nu trebuie. Țineți-i acolo și dați-le bani în continuare. Cine știe unde ajunge? Dacă nu mai sunt alte... Vă rog, domnule consilier. Mă adresez unor colegi care ei pun întrebarea, ei dau și răspunsul. Exemplificând printr-o zicere a lui Cincinat Pavelescu, vestitul epigramist. Nevasta lui Torontoacă, ea își cântă, ea își joacă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, de clar. Vă rog. Revin cu... Domn consilier, o tregem la peste depășim. Persoanele de față se exclud. Revin cu o întrebare care am pus-o, cred că acum două luni, prin care întrebam vis-a-vis de rearanjarea și reamenajarea cartierului Crâng. Și dădeam atunci, mi-ați răspuns, domnul viceprimar, că studiați că să nu cumva să se suprapună planurile. Între timp ați aflat sau se suprapun, nu se suprapun, intră în... Sunt câteva zone unde se suprapun, am făcut această suprapunere, dar sunt și câteva zone unde ne propunem în a doua parte a acestui an să intrăm. Deci să înțelegem că în a doua parte în a acestui an... În principal în zona GPP numărul 4. Bine, vă mulțumesc mult pentru răspuns. Am și o întrebare, dacă se poate. Aș vrea să lămurim cumva, pentru că a fost o săptămână în care am avut tot felul de știri privind acel rând de la podul Drăgăriciu și aș vrea să lămurim situația, pentru că nu știm exact unde a fost problema. A fost problemă de proiectare, a fost problemă de execuție. Dacă a fost problemă de proiectare, de ce a primit avizele? Dacă a fost problemă de execuție, atunci și-a păzit inginerul de șantier. Aș vrea să ne dați un răspuns foarte clar, pentru că presupun că între timp ați identificat unde a fost problema și aș vrea să știm și noi. Mulțumesc frumos! Domnul viceprimar. Am dat această explicație de nenumărate ori și în discuțiile cu proiectanții și în discuțiile cu cetățenii. Acele două pasaje Drăgaica au fost făcute în etape diferite ale existenței acestui oraș. Un pasaj a fost construit înainte de 1989, un pasaj undeva în anii 1992-93. Între cele două pasaje există o mică diferență privind planeitatea acelei rampe.
În momentul în care a fost întocmit proiectul, s-a dorit ca acea lucrare, pentru că afectează foarte mult traficul, s-a dorit ca acea lucrare să fie făcută fără săpătură, doar prin frezare și asfaltare. În momentul în care a fost executată acea lucrare, s-a constatat acea diferență de nivel pentru asigurarea acelei rampe și scurgerea apelor pluviale, a fost modificat proiectul, s-a executat săpătura, știți bine, lucrarea se va finaliza la sfârșitul acestei săptămâni, lucrurile sunt în regulă, iar tot ceea ce a însemnat acea demolare, să-i spunem, a rondului, au fost costuri asumate de către constructor. Deci, dacă cu acele costuri au fost asumate de către constructor, este foarte clar că constructorul nu își putea asuma niște cheltuieli dacă era o greșeală de proiectare tehnică făcută de o altă companie. Ce vreți să facem anchetă? Domnul consilier. Trebuie să identificați problema, ca pe viitor să nu mai întâmpinăm astfel de situații. De aceea a fost o treabă făcută special. Rondul a devenit un rond politic ca să aveți argumente acum în campanie electorală. Deci este o treabă ca lumea. Nu este niciun argument, ar vrea doar să identificăm exact problema, ca data viitoare să nu se mai... Sunt atâtea proiecte și este imposibil să nu fie și scăpări de orice fel, de proiectare, de execuție, dar suntem aici să le remediem. Și asta facem. Gândiți-vă câte proiecte sunt în oraș în momentul ăsta și se finalizează spre nemulțumirea unora. Dar Buzău merge înainte și cu ei. Mulțumesc. Domnule primar, sunt foarte multe proiecte, într-adevăr, finalizate sau nefinalizate. Cine nu muncește, nu greșește și accept lucrul ăsta. Este foarte clar. Dar, domnule primar, avem greșeli pe Unire, avem greșeli la trafic, avem greșeli de execuție la Piața Dacia, avem greșeli la Ronda, avem greșeli peste tot. De aceea este foarte important să identificăm exact cauza acestor probleme, ca la viitoarele proiecte să nu se mai întâmple astfel. Așa este, dacă vreți, și vă spun și din discuțiile pe care le am cu colegii mei la nivel național, e o problemă de sistem. Realitatea zilei, ascultați-mă ce vă spun, nu mai sunt nici proiectanți ca lumea, nu mai sunt nici muncitori ca lumea, situația este nenorocită până la Dumnezeu. Încercăm în această situație să ducem aceste proiecte la capăt. Nu este deloc ușor. Știți că ne-a plecat o treime din populație, lucrează în exterior acum și au plecat oameni foarte buni din România și din Buzău. Încercăm să ne cărpim cu ce avem. Și o ducem chinuit, așa, chiar dacă se vânează câte o dală, se vânează, dar le reparăm și mergem înainte. Nu avem ce face. Pentru că altfel, ascultați-mă, deci dacă aceste lucrări nu reușeam să le închidem, chiar cu micile probleme care apar, pierdeam banii europeni, iar bugetul municipiului Buzău nu ar fi putut să compenseze toate aceste sume imense. Gândiți-vă că s-au atras în ultimii 8 ani aproape 500 de milioane de euro pentru Buzău. Este o cifră pe care statul român nu ar fi avut-o niciodată în istorie. Mulțumesc. Referitor la această cifră de 500 de milioane, știți prea bine că nu este adevărată. Doar pe execuția bugetară de anul acesta, și ne uităm pe cifre, aveți 14 milioane de euro bani atrași. Dacă ne uităm și în trecut, avem în jur de 14-15 milioane bani în casă. Domnul consilier, nu toți acești bani sunt consumați în momentul ăsta. Sunt contracte de finanțare semnate care nu s-au ținut nici măcar licitații, o parte dintre ele. Sunt în derulare și cu doar 6 oameni, cea mai mică echipă din România, facem minuni pentru că avem blocată organigrama de 8 ani de zile. Și lucrăm în niște condiții absolut incredibile. Cu 30% mai puțini oameni, lăsați-mă și pe mine acum, și cu toate astea reușim să ne descurcăm cu mare greutate, prin muncă asiduă. Și vă rog să apre... Domnul președinte, între timp am intrat în Uniunea Europeană, s-au dat o mulțime de legi și noi nu le putem aplica în momentul ăsta, nici legea 276 pe care am aplicat-o. Domnule, iar bați câmpii, domnule. Eu declar ședința închisă, dacă nu mai sunt alte discuții. Nu, am și eu, domnul primar. Domnule primar, mai am și eu două întrebări. Ai plăcerea de discutat.